Thank <laughs> you. Deschidem cuvântul Domnului la 1 Corinteni. Citim din capitolul 15, de la versetul 1 la versetul 11 și apoi din același capitol 15 din 1 Corinteni, de la versetul 51 la versetul 58, pagina 1125 în Sfintele Scripturi. Să ascultăm cuvântul Domnului. Vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Versetul 51. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă, trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că o stenela voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frașii și surori, în seara aceasta începem un ciclu de mesaje intitulate Răpirea Bisericii. Răpirea Bisericii este un cuvânt cu care ne-am familiarizat de-a lungul timpului. Se cântă și se predică despre răpirea Bisericii. Chiar în predici care nu sunt neapărat consacrate acestui subiect, este adesea. Menționat acest act al răpirii Bisericii de către Domnul Iisus Hristos. Este cel mai important eveniment în istoria sfârșitului. Poate nu pentru toți oamenii, dar desigur pentru noi care suntem în locul acesta. Acum, atunci când este vorba despre venirea Domnului, Biblia. Folosește un termen consacrat din originalul parusia. Parusia înseamnă venire, revenire, prezența cuiva, arătarea cuiva. Și sunt 24 de menționări ale acestui cuvânt în scripturi. O parte sunt referințe la venirea sau revenirea Domnului. Sunt câteva asemenea versete unde este folosit cuvântul parusia, venire, care se referă la oameni. Apostolul Pavel spune vin la voi, aștept să vin la voi, parusia. Unul dintre pasaje se referă chiar la arătarea lui Anticrist, parusia lui Anticrist. Și el are o parusie și el are o venire și el are o descoperire pe scena istoriei. Eliminând acele referințe care n-au legătură cu venirea Domnului sau care au legătură mai degrabă cu prima sa venire în lume, că ceea ce a fost o parusie, o venire în lume a Domnului, distingem restul de referințe fie cu privire la venirea Domnului ca să ia pe ai săi, fie cu privire la arătarea sa ca judecător când orice om îl va vedea. Este cazul din Matei, capitolul 24, care are referințe intermitente la Israel și la biserică. Cazul 1 Corinteni, capitolul 15, din care am citit, categoric este vorba aici de răpirea bisericii. Cazul tesaloniceni, atât în prima cât și în a doua epistolă, unde este vorba despre răpirea bisericii. În Iacov este o menționare a venirii Domnului cu referire la răpirea Bisericii, în epistolele lui Petru este menționat cuvântul parusia cu referire la venirea Domnului și ca judecător, venirea zilei lui Dumnezeu, dar și răpirea Bisericii și în 1 Ioan este o referință cu privire la răpirea Bisericii. Problema care se pune în dezbaterea teologică acestui subiect, acestui concept de răpire a bisericii, provine mai mult din mediul american, teologic american, spunându-se că în traducerea în limba engleză nu există termenul de răpire, rapture of the church. Și pentru că nu este menționat cuvântul răpire, atunci nu poate fi vorba de o răpire a bisericii. Lucrul acesta ignoră faptul că traducerea este traducere și nu în sine cuvântul, deși cuvintele au o importanță deosebită, dar nu cuvântul, ci încărcătura cuvântului este aceea care stabilește ce înseamnă acel cuvânt. Când vorbim de cuvântul răpire, ce înțelegem prin cuvântul răpire? Doamne ferește! înțelegem un Amber Alert pentru că un om fără minte a răpit un copil, a răpit pe cineva cuvântul răpire are conotații foarte negative în lumea în care trăim. Când vorbim de răpirea bisericii, înțelegem că Domnul Iisus Hristos vine să-și ia mirea sa, vine să-și ia biserica și lucrul acesta are de asemenea o încărcătură de evenimente pe care le vom vedea îndată. Mai întâi aș dori să vă spun că termenul de răpire este mai degrabă ancorat în textul din Tesalonicen, capitolul 4, unde în traducerea în engleză este vorba de catching up sau caught up. Caught up vine de la latinul rapierum sau raptus. În limba latină, în traducerea latină, cuvântul original din greacă este tradus răpire și este preluat în traducerea engleză ca fiind catching up, a prinde pe cineva în sus. Păi, când îl prinzi pe cineva și îl ridici în sus, e ca și când l-ai răpi. Interesant este că în toate traducerile în limba română, în 1 Tesalonicen 4 cu 17, traducerea este vom fi răpiți, este termenul de răpire. Dar așa cum am menționat, n-aș vrea să mă opresc prea mult la justifica răpirea bisericii, având în vedere aceste cuvinte, aspecte lingvistice, de traducere de greacă, de latină, pentru că nu este necesar, frați și surori. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl citim în Corinteni și în Tesaloniceni, în Efeseni, în Apocalipsa, face referiri exacte la actul acesta al răpirii bisericii. Și eu aș dori în această seară să vă prezint o cronologie anatomică a răpirii bisericii. Ce înseamnă asta? Vom vedea în lecțiunile următoare cum așezăm răpirea bisericii în contextul cronologic al jaloanelor profetice, al evenimentelor istoriei. Dar când vorbim despre răpire și doar despre răpire, acest eveniment conține în sine mai multe evenimente. Cel puțin vreo șapte pe care aș dori să le enunț în această seară, dovedim foarte clar că așteptăm răpirea bisericii, că răpirea bisericii este o lucrare biblică pe care o va, o va aduce la îndeplinire Domnul Iisus Hristos cu toți sfinții lui, că a fost profețită și că se va împlini. Cuvintele Domnului din Corinteni și Tesaloniceni ne vorbesc despre această cronologie a răpirii bisericii, adică acele acte și evenimente care compun răpirea bisericii. Puteam să-i spunem oricând, puteam să-i spunem luarea bisericii, ridicarea bisericii, prinderea bisericii, nu știu, cum vreți dumneavoastră. E mai puțină importantă terminologia, deși eu cred că este de-a dreptul providențial cuvântul acesta răpire. Și vom vedea de ce, pe parcursul acestor lecțiuni. Eu cred în noțiunea aceasta, în cuvântul acesta de răpire a bisericii, pentru că are o însemnătate foarte bogată în relație cu celelalte evenimente care se întâmplă în lume. În primul rând, vă rog să observați înștiințarea răpirii. Răpirea începe cu o chemare, începe cu un anunț. Un anunț cosmic. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 52. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16, despre o trâmbiță mai întâi, iar în Tesaloniceni despre Domnul însuși care va veni cu un strigăt, cu glasul unui alhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu și va suna. Primul act în lucrarea aceasta a răpirii Bisericii este înștiințarea răpirii există un sunet și un glas, o chemare care va răsuna pe întreg pământul. Iubiți frați și surori, în lecțiunile următoare vom vorbi puțin despre strigătul de la miezul nopții. Este foarte important să înțelegem că răpirea bisericii va fi anunțată în imediata apropiere a acestui eveniment. Copiii lui Dumnezeu vor fi înștiințați. Va fi un anunț al răpirii. Nu știm clipa, nu știm ceasul, nu știm ziua, nu știm lucrurile acestea. Nu putem face calcule, dar pe pământul acesta se vor întâmpla niște evenimente majore, se vor împlini niște profeții clare biblice care ne vor spune nouă că momentul răpirii este foarte aproape. Este foarte aproape. Vom vedea atât în doi tesaloniceni, cât și în înșiruirea aceasta a trâmbițelor, la cea din urmă trâmbiță, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu care vor fi veghetori, vor ști când trebuie să se uite în sus. Se vor uita în jurul lor și vor vedea semnele care vor spune, este aproape este la uși. Vă aduceți aminte de ceea ce spunea cuvântul Domnului? Fiul omului este chiar la ușă. Vor exista momente în viitorul apropiat care ne vor atrage privirile asupra împlinirii acestui eveniment al răpirii bisericii. Dar răpirea însă și este un strigăt prin care Dumnezeu va chema la viață pe cei morți, va chema din lume pe cei care vor fi rămas în viață, vom vedea imediat lucrul acesta. Primul eveniment al răpirii este înștiințarea răpirii. Al doilea eveniment al răpirii este învierea morților, învierea morților. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 52, spune Biblia, morții vor învia nesupuși putrezirii. În Tesalonicen lucrurile sunt explicate puțin mai în amănunt, și chiar este o ordine care pune învierea morților înainte de transformarea celor vii. În Biserica din Tesalonic a venit foarte curând, după propovăduirea Evangheliei și convertirea lor, o mare prigonire. Și nu numai că a venit prigoana peste ei, și Apostolul Pavel îl trimite pe Timotei personal să se ocupe de oamenii aceștia pentru că era frică nu cumva să-și piardă credința datorită prigonirii, datorită persecuției, dar în Tesalonic apar câteva mari dileme. Pentru că Apostolul Pavel, atunci când a fost cu ei și vom vedea în Tesalonicen, le spune de câteva ori, vă aduceți aminte cum vă spuneam când eram cu voi? Apostolul Pavel le-a vorbit despre revenirea Domnului și oamenii aceștia, au început să moară părinților, fraților, copiilor. Lucrul acesta a produs o mare tulburare în inimile lor. Mai mult, au apărut epistole, ca și când ar fi fost scrise de Pavel sau de alți apostoli, prin care li s-a spus, nu-l mai așteptați pe Domnul că a venit deja, voi nu știți. În vremea aceea e de înțeles să se producă o asemenea confuzie, având în vedere mijloacele foarte limitate de comunicare dintr-un loc în altul. Apostolul Pavel le scrie epistolele căutând să clarifice problema aceasta și le zice nu vă îngrijorați de cei morți. Pentru că cei ce vor fi în viață nu le-o vor lua înainte, spune Pavel în uh, Tesaloniceni, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 14 la 16. Ci mai întâi vor învia cei adormiți, cei care au murit în Domnul. După înștiințarea răpirii, următorul eveniment este învierea morților. Dragii mei, știu lucrul acesta și mai de departe și mai de aproape acum. Moartea este o traumă teribilă. Este un moment de mare răscruce, atât din punct de vedere emoțional, dar chiar și spiritual, în viața unei familii, în viața unui om. Moartea este cel din urmă dușman pe care îl va nimici Domnul și moartea este un dușman permanent al fiecăruia dintre noi. Chiar dacă suntem în viață, Moartea este parte din existența noastră. Trupurile noastre sunt muritoare și mor în fiecare zi și se apropie de momentul acesta. Moartea, de fapt, este o separare cumplită produsă în Trinitatea umană. S-a vorbit foarte mult în zilele acestea despre moartea Domnului Isus Hristos, care a spus în mâinile tale, îmi încredințez Duhul. Domnului a spus asta, Tatălui. Și apoi trupul lui a fost mort și a fost îngropat. Există o Trinitate Divină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și există o Trinitate Umană, Trup, Suflet și Duh. Biblia spune în Genesa că la creație Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului i-a suflat suflare de viață în nări și astfel s-a făcut s-a născut a luat ființă un suflet viu spune acolo scriptura. Prin intersecția între ceea ce este dumnezeesc, suflarea de viață de la Dumnezeu și ceea ce este țărână, modelată de mâna lui Dumnezeu, apare identitatea omului, se naște sufletul. Ideea că Dumnezeu are o garderobă unde sufletele sunt înșirate ca pe umeraș și atunci când se naște cineva, Dumnezeu ia de acolo un suflet și îl dă, este o aberație. Noi nu suntem preexistenți. Noi nu avem memoria preexistenței. Singurul preexistent este Domnul Isus Hristos, care a intrat în lumea noastră, dar el este din veșnicie în veșnicie. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul acestei dimensiuni fizice a Creației, dar el este din veșnicie și va fi viu în vecii vecilor. Noi nu suntem preexistenți. Sufletul apare. Atunci când Dumnezeu, în urma procesului natural al nașterii, al conceperii și al nașterii, pe care l-a lăsat în creație, când Dumnezeu suflă suflare de viață, atunci țărâna capătă mișcare și acolo apare un suflet viu. Ce este moartea? Cuvântul Domnului spune că la moarte, Duhul se întoarce înapoi. La Dumnezeu, la Creator. Suflarea aceea de viață se întoarce la Dumnezeu. Fără acea suflare de viață, trupul nu poate supraviețui. Și atunci trupul se întoarce în țărână și este îngropat în pământ. Ce se întâmplă cu Sufletul? Știm din Scriptură, din mai multe locuri, și nu este scopul meu să insist prea mult în seara aceasta asupra acestui subiect, doar vreau să menționez, în primul rând, Sufletul rămâne într-o stare de conștiință, un anumit grad de conștiință. Pentru că Biblia spune că bogatul a ajuns în chin, știa unde este, știa ce se întâmplă cu el. Mai mult în Evrei, cuvântul Domnului spune, pentru cei care au călcat în picioare legământul, sângele vărsat de Domnul, a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceștia nu mai rămâne decât o așteptare înfricoșată. În momentul în care omul nu este în har și omul a părăsit viața aceasta, el este conștient, este într-o stare de conștiință și așteaptă chinul în chin. Pe de altă parte, cuvântul Domnului vorbește despre cei ce au adormit în Domnul că se odihnesc de ostenelile lor. Ei sunt într-o stare de odihnă și de așteptare. Biblia vorbește despre sufletele celor cărora li s-a tăiat capul din pricina mărturisirii lui Hristos sub altarul lui Dumnezeu, ni se spune în cartea Apocalipsei, care rostez lui Dumnezeu și îi spun până când, Doamne, nu vei răzbuna sângele nostru împotriva nelegiuiților din lumea aceasta. Și Dumnezeu îi mângâie și le spune să mai aștepte. Și acolo este vorba de o așteptare. Ce se întâmplă la înviere? La înviere această Trinitate care a fost separată prin moarte, Duh, Suflet și Trup, se reunifică. Și Cuvântul Domnului spune că Trupul este înviat în slavă din țărâna Pământului. Dragii mei! Speranța noastră este vie, avem promisiunea învierii morților. Iată dar înștiințarea răpirii, primul eveniment al răpirii. Învierea morților al doilea eveniment al răpirii. Al treilea eveniment este înnoirea sfinților. 1 Corinteni capitolul 15 Versetul 51 spune: Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, vor fi credincioși rămași în viață la răpirea bisericii. Vor fi încă credincioși în viață. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați, transformați, înnoiți, regenerați. Și apoi, în versetul 52 spune. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, adică transformați, înnoiți, regenerați. Dragii mei, aici spune cuvântul Domnului în versetul 50, Apostolul Pavel spune: Ce spun eu fraților este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Trupurile acestea. Nu pot sta în prezența slavei lui Dumnezeu. Vă aduc aminte, atunci când Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu a spus Moise, un muritor nu poate să mă vadă și să trăiască. Este imposibil. Am să-ți fac totuși un hatâr. Am să-ți dau privilegiul acesta să mi vezi, să înveți slava, dar ai să mă vezi doar pe dinapoi. Pentru ca să poți supraviețui. Și vă aduc aminte că doar cu un crâmpei din slava lui Dumnezeu, când Moise se coboară de pe munte, fața lui strălucește atât de tare, încât trebuie să-l acopere, pentru că iorbea nu se mai putea uita la el. Sunt foarte mulți oameni care în mod bat jocoritor spun să vină Dumnezeu să mi se arate mie. Și eu îți spun, Dumnezeu ți s-a arătat. A venit Domnul Isus Hristos în carne și oase, carne și sânge, și ni s-a arătat și noi spunem, păi nu, Domnule, eu nu vreau să văd un om ca și mine. Eu vreau să-l văd pe Dumnezeu. Ia să vină să mi se arate. Eu pe unul din ăsta l-aș lua într-o zi călduroasă de vară și l-aș pune să se uite la soare. Dar știți, așa când sunt 40 de grade afară, de alea Celsius, vreo 120, și de abia să respire de căldură, și să nădușească, și să clipească des că nu se poate uita. Știți că soarele nu este una dintre stelele cele mai puternice și mai strălucitoare. Este o stea de mărime și de strălucire medie, ba poate chiar mai degrabă mediocră sunt stele cu o strălucire extraordinar de mare, de mii, de sute de mii de ori mai mari decât a Soarelui. Și sunt doar o parte din creația lui Dumnezeu. Păi eu cred că dacă Dumnezeu se poate juca cu mingile acestea, se poate uita la ele, le poate desena, le poate crea, le poate învârti pe deget, eu cred că Dumnezeu trebuie să aibă o slavă mult mai mare decât slava stelelor. Tot aici în Corinteni, în 1 Corinteni 15, în versetul 40 spune, tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Scumpii mei, Vai de cel ce vrea să-l vadă pe Dumnezeu în toată strălucirea lui. Nu poți să supraviețuiești. Te spulberă strălucirea lui Dumnezeu. Iată de ce a trebuit Domnul Isus Hristos să vină în lumea noastră. Iată de ce a trebuit să ia un chip ca noi, ca să-l putem înțelege și ca să nu ne nimicească. Dar, dacă vrem să mergem la Domnul, și în trupurile acestea nu putem. Știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan? Ce vom fi nu s-a arătat încă. Acum știm că suntem copiii lui Dumnezeu. Dar știm un lucru. Că atunci când va veni El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este mărit să fie Domnul. Da, atunci îl putem vedea pe Dumnezeu pentru că trupurile noastre și ale celor înviați și ale celor care vor fi fost în viață, vor fi transformate la clipeala ochiului, în trupuri de slavă, care pot sta în prezența lui Dumnezeu. Acest eveniment în cadrul actului răpirii este absolut necesar. Altfel, am înviat ca și Lazar și pe urmă am murit la loc. Trupurile noastre nu vor mai fi supuse putrezirii, nu vor mai fi supuse îmbolnăvirii și îmbătrânirii. În, în sfârșit, vom avea, frați și surori, nu numai un basm, ci o realitate. Viață fără moarte și tinerețe fără bătrânețe. Lăudați să fie Domnul! Iată, dar, înștiințarea răpirii, învierea morților, înnoirea sfinților, apoi înălțarea pe nori. Înălțarea pe nori. Înviem, suntem transformați și dintr-o dată ca un magnet ne atrage prezența Domnului în văzduh, în aer. Ne înălțăm pe nori, așa cum s-a înălțat Domnul Isus Hristos la înălțarea Lui. Ce lucrare extraordinară! Pe măsură ce te ridici, bineînțeles că atmosfera se rarefiază și nu mai poți să respiri stați liniștiți, vă aduc aminte, am fost înnoiți, am fost transformați, avem trupuri de slavă, putem să mergem oriunde în universul acesta și nu gâfâim, nu obosim și nu ni se taie respirația. Nu avem nevoie de tancul de oxigen, nu, nu, nu. Pentru că avem trupuri de slavă la fel ca ale Domnului Iisus Hristos, înălțarea pe nori. În Tite Saloniceni 4 cu 17, Cuvintele acestea sunt redate exact. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. Răpirea presupune și această înălțare de pe pământ. Nu numai din groapă pe pământ, ci de pe pământ în cerul acesta, în atmosfera aceasta, pe nori. În științarea răpirii, învierea morților, înnoirea sfinților, înălțarea pe nori, apoi întâmpinarea Domnului, întâmpinarea Domnului. Înălțarea noastră în nori nu este doar o exhibiție, nu este doar o excursie. Are un scop bine definit. Dimineața s-a vorbit foarte frumos despre dorința noastră de a fi cu Domnul, Isus Hristos. Și dragii mei, Într-adevăr, dorim să fim cu Domnul. În fiecare zi Îl căutăm. Atunci când citești Scriptura, dorești să fii cu Domnul. Atunci când îți apleci genunchi în rugăciune, dorești să fii cu Domnul. Atunci când vii la casa Domnului, dorești să fii cu Domnul. Și totuși, noi nu suntem fizic cu Domnul. Domnul s-a înălțat și este la dreapta Tatălui. Dorința aceasta îmbracă două forme. Este o dorință spirituală care e îndeplinită și onorată de fiecare dată. Domnul Iisus Hristos a spus, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. În textul de dimineață, în partea de unde a predicat fratele Adi, spunea Domnul Isus și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Voi fi întotdeauna cu voi. Dar este o lucrare realizată de Duhul Sfânt. Fizic, Domnul Isus Hristos nu este cu noi. Și vă aduc aminte ce spune Apostolul Pavel? Dacă suntem în trupul acesta, pribegim departe de Domnul. Și am vrea mult mai mult să ne îmbrăcăm cu cel de slavă peste acesta ca să fim acasă la Domnul. Dragii mei, atunci când vorbim de înălțarea pe nori la răpirea Bisericii, se va împlini în mod plenar, în mod total, dorința noastră de a fi cu Domnul. Vrem să fim cu Domnul și da, suntem. Domnul e lângă noi, Domnul ne mângâie, Domnul ne binecuvintează, Domnul ne vorbește. Domnul Iisus Hristos este totul pentru noi și Duhul Sfânt face ca prezența Domnului Iisus Hristos în mijlocul adunării, prin Duhul Său, să fie atât de reală cât avem noi nevoie pe pământul acesta. Dar adevărata sa prezență, adevărata întâlnire cu Domnul, în trupurile noastre de slavă va fi atunci când ne va ridica în nor. Și spune aici cuvântul Domnului, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Iată dar, înștiințarea răpirii, învierea morților, înnoirea sfinților, Înălțarea pe, înălțarea pe nori, întâmpinarea Domnului. Și acum, al șaselea eveniment. În acest șir de evenimente care compun răpirea bisericii, înfățișarea bisericii înaintea lui Dumnezeu, înfățișarea bisericii. Citim în Efeseni în capitolul 5 de la versetele 25 la 27, despre... Vorbește acolo despre căsătorie, despre rolul bărbatului în familie, că trebuie să-și iubească soțiile, așa cum Domnul a iubit biserica. Dar acolo Apostolul Pavel iese din cadrul acesta al vieții noastre de toate zilele și intră în într-o dimensiune profetică, vorbind despre Domnul Isus Hristos și despre biserică. Și spune că Domnul Isus Hristos își curățește și își desăvârșește biserica pentru ca într-o zi să o prezinte ca o biserică slăvită înaintea lui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în epistola Apostolului Pavel către Coloseni. Aș vrea să citesc mai multe versete din, de la versetul 13 și să vedem cum Domnul pregătește încă de pe pământ această biserică, pentru că ea trebuie prezentată înaintea lui Dumnezeu Tatăl, înaintea cerului. Acolo are loc o spățul nunții mielului. Noi am fost logodiți cu un bărbat, spune cuvântul lui Dumnezeu, în accepție simbolică, tainică, este vorba de legătura dintre mireasă și Domnul Isus Hristos. Dar această ceremonie de însoțire, de unitate de sfârșită a Domnului Isus cu mireasa va fi oficiat în cer la tronul lui Dumnezeu. Și acolo el va prezenta înaintea cerului mireasa lui. Putem să facem o conexie cu Apocalipsa capitolul 7. Oamenii aceia fără număr, din orice seminție, din orice neam, cu ramuri de finic în mâini, care îl proslăvesc pe Domnul. Și ascultați ce spune în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 13. El, adică Isus, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului cel nu nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întuietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea, legătură cu mesajul de dimineață, toată puterea, toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care o odinioară, erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, este vorba de această înfățișare a poporului Lui Dumnezeu, a copiilor Lui Dumnezeu, a Bisericii Domnului, sfinți, fără prihană și fără vină. Iată în momentul în care ne întâlnim cu Domnul pe nori, următorul pas este să ajungem în prezența Tatălui în ceruri, unde este înfățișarea bisericii, are loc înfățișarea bisericii. Și apoi al șaptelea eveniment care încheie ciclul acesta al răpirii bisericii este încoronarea bisericii, încoronarea bisericii. În Apocalipsa, în capitolul 20, nu voi insista prea mult, pentru că vom avea o lecțiune care va vorbi mai mult despre domnia de o mie de ani și ce va face Dumnezeu împreună cu biserica, Domnul Isus împreună cu biserica pe pământ, Biblia spune că după perioada aceea de mânie, de mare necas pe care Dumnezeu îl va aduce asupra tuturor locuitorilor pământului. Și vom vedea, copiii lui Dumnezeu nu au fost rânduiți la mânie, da, avem necazuri pe pământ. Da, vom trece printr-un mare necaz înainte de răpirea Bisericii. Biserica va fi persecutată, spune Domnul Isus Hristos foarte clar în Matei, capitolul 24 și nu numai. Dar acela este necazul Bisericii. Biblia spune că la sfârșit vor fi trei mari necazuri. În două perioade de timp. Este vorba de necazul bisericii, persecuția bisericii, este vorba de necazul lui Iacov, care va trece prin opresiunea, prin persecuția lui Anticrist, dar este vorba și de necazul neamurilor. Apocalipsa, capitolul 11: Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit momentul în care să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și în Tesaloniceni, în 2 Tesaloniceni, cuvântul Domnului spune pe noi, Biserica lui Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Dar după perioada aceea de mânie a lui Dumnezeu, se va întâmpla ceva extraordinar. Atunci când fiara și prorocul mincinos vor fi aruncați în iazul de foc, satana va fi legat și Domnul Iisus Hristos împreună cu biserica vor veni și vor împărăți o mie de ani pe pământul acesta. Sunt câteva motive foarte interesante pentru care va fi instaurată domnia de o mie de ani. Că probabil unii vă gândiți, ce rost are să mai faci o domnie de o mie de ani și pormă să nimicești Universul și să creezi totul nou și să intri în eternitate. Există un, moment, un motiv bine definit pentru care Dumnezeu va face lucrul acesta. Dar pentru o mie de ani, Domnul cu biserica va coborâ pe pământ și spune Biblia. În Apocalipsa 20, ei au împărățit împreună cu Hristos o mie de ani. Dragii mei, aceasta este cronologia răpirii, evenimentele care compun răpirea bisericii. Acum de puteți să-i spuneți cum vreți. Puteți să-i spuneți luarea, ridicarea, prinderea, cum vreți să-i spuneți. Și eu zic că e bine să-i spunem răpirea bisericii. Am să vă spun de ce. Ce este răpirea? În primul rând, răpirea bisericii este un act de confirmare. Un act de confirmare. Prin răpirea bisericii, Dumnezeu declară care este credința adevărată și care sunt adevărații copii ai lui Dumnezeu? Dacă aș pune în seara aceasta o întrebare și aș zice, fraților, care vă considerați copii lui Dumnezeu? Care credeți cu adevărat că sunteți copiii Domnului și că dacă vine răpirea, aveți parte de răpire? Și de rușine n-ar lăsa unul mâna jos. Ce părere aveți? Eu aș ridica mâna în sus. Doamne ferește să nu o ridic, nu? Și totuși, frați și surori, cu tot regretul o spun, nu toți cei care sunt în seara aceasta aici vor avea parte de răpirea bisericii. Repet, e o mare tragedie, e o mare nefericire, pentru că aici sunt Copiii unora, soții sau soțiile, familia. Și unul va fi luat și altul va fi lăsat. Nu toți cei care sunt în acest sanctuar în această seară vor avea parte de răpire. Cineva l-a întrebat odată pe un păstor. Ce, domnule. Vrei să spui că numai membrii din biserica ta vor fi răpiți și mântuiți? Și el spune: "Nu, nici măcar toți membrii din biserica pe care o păstorez nu vor fi mântuiți și răpiți." Știți de ce, dragii mei? Pentru că este o cale îngustă și Biblia spune că puțini merg pe ea. Și este o cale largă și Biblia spune că mulți merg pe ea. Este o ușă strântă și mulți nu încap pe ușa aceasta. Și este o poartă largă unde ai loc să intri cu toate faptele nelegiuirii și cu tot ce este rău și mordar în viața ta. În momentul răpirii Mulți din lumea aceasta vor vedea care a fost adevăratul Dumnezeu? Mulți din credințele, miile de crezuri din lumea aceasta vor vedea care a fost credința adevărată și, din nefericire, mulți din biserici, din creștinism vor vedea poate mai degrabă care n-au fost și adevărați. Marea nefericire este că o zi după răpirea bisericii vor fi mulți creștini rămași aici jos, în întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Răpirea este un act de confirmare în al doilea rând este un act de comutare. În Roman, capitolul 11, Apocalipsa 12, chiar și în Efesen 2, cuvântul Domnului spune că poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, nu a fost lepădat. Nu, nu a fost lepădat. Dar împietrirea acestui popor ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și ce înseamnă numărul de plin al neamurilor? Înseamnă că Dumnezeu are un număr pentru cei mântuiți care trebuie completat. Și pentru mine un număr de plin este un număr la care nu mai poți adăuga. Dacă zicem o mie, înseamnă că dacă o mie numărul de plin, o mie unul nu încă. Doar o mie. Eu nu știu care este numărul acesta, dar știu un lucru, că încă nu s-a completat. În seara aceasta, harul lui Dumnezeu e valabil pentru viața ta. Dumnezeu te cheamă la mântuire în seara aceasta. Hristos, a înviat, a murit și a înviat ca tu să trăiești. Și -ți spune, pocăiește-te, omule, întoarce-te la Dumnezeu, ca să ai parte în împărăția Lui. În seara aceasta nu s-a împlinit numărul. Mai e loc pentru tine la calva, mai e loc pentru tine la cruce și mai e loc pentru tine prin cruce. Am ascultat zilele trecute un mesaj profetic al marelui predicator David Wilkerson, care spunea, creștinismul de azi ușor ajunge la cruce, Problema e că nu trece prin cruce. Și pe urmă nu ia crucea să-L urmeze pe Hristos în fiecare zi. Nu ești chemat doar la cruce. Numărul nu se împlinește când ajungi tu la cruce, ci când treci prin cruce și apoi o iei și o porți în fiecare zi pentru Hristos și cu Hristos, mărit să fie în numele Domnului. Dragii mei, răpirea este un act de confirmare, dar este și un act de comutare când dintr-o dată este pecetluit poporul Israel, rămășița lui Israel, și harul Domnului se întoarce către poporul ales. Și în al treilea rând, și am vrut neapărat să închei în felul acesta: Răpirea este un act de agresiune divină împotriva morții, împotriva diavolului și împotriva lumii. Pentru mine, cuvântul răpire înseamnă un act de brutalitate, un act de forță. Bineînțeles, biserica nu este răpită împotriva voinței ei. Biserica sunt răscumpărați în care așteaptă și strigă prin Duhul Sfânt în fiecare zi, vină Doamne Iisuse. Aceasta este biserica Domnului Iisus Hristos. Dar biserica este răpită, este un act de forță împotriva unor alte puteri. Și prima putere care este biruită pentru ca biserica să fie răpită este puterea morții. Boldul morții este păcatul, dar prin răscumpărarea sufletelor noastre, prin jertfa Domnului Isus Hristos, într-o zi moartea va fi zdrobită și călcată în picioare. Dușmanul care ți-a luat părinții, care ți-a luat copilul, care ți-a luat soțul, care ți-a răpit soția, într-o zi va fi zdrobit sub picioarele celui prea înalt și din țărâna pământului se va ridica cel drag, te vei ridica poate tu și ne vom întâlni din nou împreună. E un act de agresiune împotriva morții. Pentru că Domnul Iisus Hristos are cheile morții și a locuinței morților. Știți care a fost primul act după moartea sa, Apostolul Petru spune că el a murit în trup, dar a fost viu în Duhul, în care s-a dus în locuința morților, ca să vestească Evanghelia, să proclame că jertfa lui mântuiește și să salveze sfinții Vechiului Legământ, a Vechiului Testament și din vechime, patriarhii, din locuința morților. De aceea, unii dintre ei au fost văzuți pe străzile cetății Sfinte. Act de agresiune în adânc, acolo unde credea moartea că îi ține ferecați. Cuvântul Domnului spune, psalmistul spune, iată că vine Împăratul Slavei, porți, ridicați-vă capetele. Cine este acest Împărat al Slavei? Oh, nu numai porțile Ierusalimului și-au ridicat capetele la intrarea triunfală. Dar într-o zi porțile adâncului și-au ridicat capetele și-au fost deschise la perete și într-o zi aceste porți vor fi sfârmate și dărmate înaintea puterii învierii. Pentru că nimic nu poate sta înaintea celui care este viu în vecii vecilor. Mărit să fie în numele Domnului, iată dar un act de confruntare a morții, apoi un act de confruntare a diavolului. Nu există o dorință mai mare a celui rău decât să ne nimicească, frați și surori. Și să știți că diavolul jubilează atunci când reușește să distrugă un suflet. Dar dacă nu-l poate încătușa, mai bine preferă să nu mai fie pe pământul ăsta. Pentru că fiecare sfânt care respiră în lumea aceasta, este un pericol pentru împărăția lui, sau ar trebui să fie un pericol. O, oh, dacă toți sfinții și-ar face datoria, câți oameni nu s-ar întoarce la Dumnezeu? Repede, 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 repede. Dacă am fi lumină cu adevărat, dacă am lăsat să strălucească lumina lui Dumnezeu în noi, cât de repede nu s-ar împlini numărul acela de plin? Și am putea să zicem, vină Doamne Iisuse, nu numai ca o dorință a sufletului, ci ca o certitudine, pentru că așteptăm și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Da, diavolul a pierdut cea mai mare pradă atunci când în dimineața învierii cel pe care a crezut că l-a zdrobit sub piroane, sub bătăi, sub cununa de spini, i-a fost smuls și moartea nu l-a putut ține, pentru că a fost nevinovat. Știți care a fost cea mai mare greșeala a diavolului a luat ce nu-i aparținea. Știți care a fost cea mai mare greșeală a morții? A luat ce nu-i aparținea. Iisus Hristos a fost nevinovat și nu trebuia să moară. Iisus Hristos n-avea ce căuta pe cruce. Și atunci când moartea holpavă și lacomă și diavolul și-a adunat cohortele, au comis cea mai mare ilegalitate a istoriei. L-au răstignit pe cel nevinovat. Și n-au putut, putut să-l țină. A treia zi am via din morți, dar, frați și surori, pentru că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, într-o zi și noi vom fi descătușați de puterea morții. Și noi vom fi scoși din gropile acestea care ni se sapă pe pământ. Și apoi este un act de agresiune împotriva lumii. Știm că lumea ne urăște. Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos? Pentru că m-a urât lumea pe mine, vă urăște și pe voi. Ce așteptați? Să vă trateze altfel decât m-au tratat pe mine? Voi sunteți reprezentanții mei în lume și pentru că pe mine m-a urât și pe voi vă urăsc. Persecuția care va veni înainte de ziua răpirii va fi cea mai cruntă din istorie, va fi globală. Se pregătesc legi, oamenii se pregătesc pentru așa ceva. Recent, și dacă ar fi fost doar o excepție, am fi zis că a fost o greșeală. În câteva cazuri repetate, educatori, instructori în armata americană, care instruiesc viitorii soldați, viitorii ofițeri, viitorii generali, le-au spus că cea mai periculoasă organizație teroristă sunt credincioșii evanghelici. Suntem teroriști, fraților. așa e că parcă nu ne vine să credem. Am venit în 87 în țara aceasta și avem impresia că credincioșii sunt la putere. În sfârșit e o țară creștină pe pământul acesta, care ați venit de 20, de 25 de ani, ce? care ați venit în ultimii 10 ani. Nu vedeți ce diferență dramatică este de la un an la altul? Nu vedeți că această lume e coaptă? Că ura lumii împotriva noastră e coaptă, a dospit, paharul mâniei lor dă peste el? Atunci când Domnul Iisus Hristos își va răpi, biserica o va smulge din ghearele lumii acestea. Iată de ce cred în răpirea bisericii, aștept răpirea bisericii și doresc din toată inima ca toți să avem parte ea. te opri bate joc Tu vei vedea Că ai greșit Fă ce vrei nu te opri. Ești liber azi să faci ce vrei.